Petru Ceban este un artist originar din Soroca, ce și-a redescoperit atracția pentru acuarele la Geneva. Cu toate că era pasionat de pictură încă de mic, la un moment dat a încercat să se despartă de ea. Eu am făcut școala de desen la Zagăieschi Victor din Cosăuț. Ca prin minune, nu știu, toată lumea zicea că aș fi cel mai fericit dacă aș putea picta ca tine. Tot s-a dus la pictură, la arte plastice în Chișinău, dar eu m-am dus la economie, că după, nu știu, părinții au zis că pictorii de obicei nu prea reușesc în viață să realizeze, nu au bani. Cel mai important în viață cred că e să faci ceea ce îți place, ceea ce simți, că în rest nu contează, poți fi orice, frezer, pictor. La sugestia soției a revenit la această pasiune, iar în prezent în picturile artistului se regăsesc în special arhitectura și urbanismul, care sunt o altă pasiune de a sa, iar tablourile ajung în colecții private și la iubitorii de frumos. După ce am ajuns în Geneva, am intrat în arhitectură, urbanism și cu asta eram foarte mulțumit. Acum soția mea a văzut undeva în istoriile care le-am povestit, a simțit că undeva stă adânc încă o pasiune care merită și asta redescoperită. Și mi-a oferit un cadou în una din zile de naștere, un cadou cu pictură moldovean, tot Eugen Goreanu, un masterclass. El era prin Europa, face masterclass-uri și tot. Și în final am făcut un weekend cu el și după weekendul ăsta de acorel, am început, cred că un an de zile am făcut în fiecare zi câte o acorelă și la asta s-a pornit, parcă a fost de viață, dar mi se pare și asta încă o dată pot să convinge între aceia că trebuie să faci ceea ce nu poți fugi la destin. Dacă nu vrei să urmezi, destinul te urmează. Elementul comun al picturilor sale este atmosfera pe care o redă de la fața locului și în care se regăsesc mulți din cei care îi admiră lucrările. Din acest motiv nu-i place să picteze de pe fotografii, ci anume direct de pe străduțele orașelor pe care le vizitează. Nuanțe de gri și accente ceva mai aprinse, oranj, ocru, lavandă, albastră. E ceva neutru și mie nu-mi place să dau un accent, să dau culori foarte aprinse și exagerate. Cu toate că în ultimul timp se vorbește despre faptul că inteligența artificială ar putea lua și locul pictorilor, Petru Ceban este convins că aplicațiile digitale nu își pot crea propriul stil, ci doar să copie ori să combine ce au făcut deja alți oameni. Cred că ar putea, dacă vrei să faci o copie după cineva, ceea ce există, un stil, dar nu într-atât încât să scrieze. Că orice artist se dezvoltă, nu o să poată să fie mai bun și, în primul rând, nu o să o facă în acorelă, să fie un print, până la urmă, nu o să fie originalul. Dar cred că imaginea printată ar putea să o facă aproximativ la 70-80%, cred. Dar originalul e important, că dacă nu printuri, poți să faci, nu e nicio problemă. Și-ar dori o expoziție acasă, la Soroca, precum a avut în această vară la Chișinău, dar lipsa unei galerii de artă în municipiul nostru face ca dorința să mai rămână un vis. Deci nu este un loc unde poți, o galerie unde poți să expui și să vii 2-3 zile să prezinți lucrările, faci un vernisaj și pe urmă să le leși ca să sorocenii să le viziteze și, din păcate, n-am reușit. E plecat de ani buni din Republica Moldova, locuiește cu familia sa la peste 2000 de kilometri de casa de acasă, dar nu uită niciodată de unde a pornit. Am zis, ok, plecăm pe 3 ani, dar peste 3 ani revenim, sigur. Și încet, încet schimbă planurile, schimbă viziunile, mai afli lucruri noi.
copiii încep să se integreze și vezi cât e de frumos să le schimbi iarăși, să le dai, când încep să înveți tot în alte limbi și fac prieteni. Tot timpul ne pare că undeva e mai frumos. Pentru mine, fiecare loc unde am trăit e frumos și, în plus, când nu ești acolo, încă e mai frumos, îți pare că aici e mai liniște, e mai... În plus, când vin aici, fiecare dată, toate sentimentele trăite și locurile trăite îmi trezesc o nostalgie și mă simt destul de bine. Chiar dacă Geneva este frumoasă, totuși Soroca rămâne fermecătorul oraș al copilăriei, care cu cetatea sunt deosebite atât în realitate cât și în pictura sa.